Stimați membri ai Comisiei Doctorat, onorată asistență, vă spun la toți bună ziua. Îmi permit să consider ședința Comisiei de Doctorat deschisă. Conform extrasului din procesul verbal numărul 1, din 30 septembrie 2020, al Consiliului Științific al Universității de Stat din Moldova, a fost aprobată componența Comisiei de Doctorat pentru susținerea publică a tezei de doctorat, aspecte teoretice și practice ale infracțiunii de negligență în serviciu. Elaborată de către doctorandul Adrian Popenco, profilul științific 554 drept penal, specialitate 554-01, drept penal și excepțional penal, cu următoarea componență. Președinte, Brânza Serghei, doctor habilitat în drept profesor universitar, membri, domnișoara Adriana Eșanu, conducător doctorat, doctor în drept conferințiar universitar, Ușnir Valeriu, doctor habilitat în drept profesor universitar, referent oficial Greco Raisa, doctor habilitat în drept conferințiar universitar, referent oficial Stati Vitale, doctor în drept conferințiar universitar, referent oficial. Secretarul Comisiei, Copiețchi Stanislav, doctor în drept conferințiar universitar, în virtutea punctului 5 din procedura operațională de depunere și susținere publică a tezei de doctorat, aprobată pe 26 septembrie 2018 de Consiliul Științific al Universității de Stat de Moldova, proces verbal numărul 1, secretarul Comisiei de Doctorat nu are drept de vot. Membrii Comisiei Doctorat sunt specialiști în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat. Stimați colegi, la ordine de zi a ședinței Comisiei de Doctorat avem de examinat următorul subiect. Susținerea publică a tezei doctorat a domnului Adrian Popenco cu tema Aspecte teoretice și practice ale infracțiunii de negligență în serviciu. Conducător de doctorat, domnișoara Adriana Eșanu, doctor în drept, conferințar universitar. Ar dori să știu dacă membrii comisiei au careva obiecții, propuneri, sugestii asupra ordinii de zi. Nu sunt, vă mulțumim. Deci, în continuare, voi prezenta succint dosarul pretendentului la titlul științific de doctor în drept a domnului Adrian Popenco. Cererea de admitere a tezei de doctorat pentru susținerea publică și de formare a comisiei de doctorat. Avizul Departamentului Drept Penal al Universității de Stat din Moldova. Acordul conducătorului doctorat și al membrilor comisiei de îndrumare privind admiterea pentru susținerea publică a tezei de doctorat. Nota informativă privind parcursul studiilor universitare de doctorat, lista publicațiilor științifice, lista conferințelor și altor foruri științifice naționale și internaționale la care a participat studentul doctorant, notificarea privind predarea tezei de doctorat la biroul studii doctorale, declarația cu privire la originalitatea tezei de doctorat, raportul de similitudini, procesul verbal de control al originalității lucrării, lista organizațiilor și instituțiilor în adresa cărora a fost expediat rezumatul tezei de doctorat, adeverința de depunere în colecția Bibliotecii Centrale a Universității de Stat din Moldova a tezei de doctorat, confirmarea de depunere a tezei de doctorat la Biblioteca Națională a Republicii Moldova și CV-ul studentului doctorat. Sunt careva întrebări asupra actelor din dosarul pretendentului? Nu sunt. Vă mulțumesc. Deci cuvântul se oferă pretendentului la titlul științific de doctor în drept domnului Adrian Popenco, care în conformitate cu procedura operațională de depunere și susținere publică a tezei de doctor, timp de până la 30-40 de minute, va prezenta principalele idei, rezultate științifice, concluzii, recomandări cumprise în teza de doctorat. Poftim, domnul Popenco. Onorate președinte, stimați membri ai Comisiei de Doctorat, dragă audiență, propun spre atenția și aprecierea noastră și de ce eventualitatea criticilor constructive, cele mai relevante rezultate științifice obținute în rezultatul cercetării temei tezei de doctorat, aspecte teoretice practice a infracțiunii de neglijență în serviciu. Abordarea juridică penală a infracțiunilor de neglijență în serviciu prezintă fără ezitare un interes deosebit în plan științific. În primul rând, din considerarea încadrării temei în preocupările internaționale,
au dedus implicit din analiza următoarelor instrumente juridice internaționale regionale: Convenția ONU împotriva corupției adoptată la New York în 2003, Convenția Penală a Consiliului Europei privind corupția adoptată la Strasburg în 1999. La fel, reieșind din propria mea experiență profesională în calitate de procuror, precum și urmarea studiului practicii judiciare în materie infracțiunilor de neglijență în serviciu, pot susține că cei abilitați cu aplicarea legii penale se confruntă cu diverse probleme de calificare a acelor comise în tiparul articolului 329 Codul Penal. Factor important care m-a determinat spre investigarea infracțiunilor de neglijență în serviciu din perspectivă teoretică, empirică și comparativă, în aspirația de a identifica răspunsuri concrete menite să orienteze subiecții oficiali cu latura neclarităților ce derivă din articolul 329. În pofida faptului că infracțiunile de neglijență în serviciu ocupă o pondere relativ mică în structura infracțiunilor conexe corupției, precum și faptul că în ultima perioadă numitele infracțiuni înregistrează o dinamică negativă, însă și existența acestor fapte în societate trezește totuși îngrijorare, când sunt săvârșite de persoane publice, înzestrate cu drepturi și obligații specifice, în care, în mod normal, ar trebui să acționeze spre binele societății în ansamblu, nu în sensul cu detrimentul acesteia. Existența unor astfel de fapte în societate creează impresia că unor persoane publice lipsește competența și profesionalismul necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor în sfera publică, ceea ce implicit determină formarea opiniei publice cu privire la realizarea în ansamblu de către persoanele publice a sarcinilor ce le-au fost atribuite de către stat. În calitate de reprezentanță ai statului, persoanele publice, persoane cu funcție de demnitate publică, trebuie să dea dovadă de diligență, prudență, conștiincizitate în realizarea atribuțiilor de serviciu. Actualitatea tematice abordate are la bază și alte acțiuni. Prima, studiul practicii judiciare în materie infracțiunilor de neglijență în serviciu demonstrează că cei abilitați cu aplicarea legii penale se confruntă cu diverse probleme de calificare a celor comise în tiparul articolului 329 Codul Penal. De asemenea, se observă și interesul practicienilor, inclusiv al avocaților, al judecătorilor, reprezentanților organelor de urmărire penală, manifestat în ultimul timp față de semnele estimative utilizate de legiuitorul moldav la descrierea elementelor componenților de infracțiune consacrate în partea specială a Codului Penal. În special, se remarcă reacția în cele mai dese cazuri negative a persoanelor susindicate față de aceste semne, care de altfel nu sunt străini cadrului incriminator consacrat la articolul 329 Codul Penal. Tot mai des și mai des este sesizată necesitatea stabilirii clare a liniilor de demarcație între infracțiunile de neglijență în serviciu și alte parte conexe. Ținând cont de cele menționate mai sus, mi-am propus drept scop al tezei de doctorat efectuarea unei investigații teoretico-normative solide în materie ce vizează infracțiunile de neglijență în serviciu, în depistarea și clarificarea problemelor practice care se confruntă persoanele abilitate cu aplicarea legii penale și la concret a normelor înscrise la articolul 329 Codul Penal, precum și identificarea carențelor pe care suferă respectivele norme, formularea unor propuneri legislative apte să îmbunătățească cadrul legal actual din materie. Noutatea științifică a rezultatelor obținute își găsește exprimarea în faptul că sunt identificate vari probleme teoretico-practice de ultimă oră la care s-a încercat a fi adus soluții potrivite. Noutatea științifică a lucrării elaborate constă și în punctarea manierii de identificare a conținutului obiectului juridic secundar al infracțiunilor prevăzute la articolul 329 prin raportarea acestuia la tipul urmărilor prejudiciabile survenite. Statuarea detaliată asupra particularităților definitorii ale obiectului material și ale victimei infracțiunilor de neglijență în serviciu. Stabilirea entităților ce nu pot apărea în postura de victime ale infracțiunilor de neglijență în serviciu. Evidențierea cu raportului dintre normele incomplete prevăzute la articolul 329 Codul Penal și cele completatoare din actele normative de referință. Argumentarea plenară a conținutului celor două modalități normative de exprimare a faptului prejudiciabile prin prisma practicii judiciare din materie. Raționarea
din perspectiva principiului ultimo ratio asupra poziției legiuitorului mandat de a include urmarea prejudiciabilă și respectiv legătura de cauzalitate din fapte și urmare post însemne constitutive ale infracțiunilor de negligență în serviciu. Relevarea exactă a conținutului urmărilor prejudiciabile consemnate în articolul 329. Demonstrarea prin raționamente a imposibilității evaluării venitului ratat în calitate de forma daunelor în proporții mari și deosebit de mari. Evidențierea practicii judiciare neuniforme în materia infracțiunilor de negligență în serviciu în ceea ce privește stabilirea conținutului semnului alte urmări grave, neuniformitate condiționată de caracterul evaziv, neclar și ambigu a respectivului semn, motiv pentru care reportarea Curții Constituționale Republicii Moldova prin controlul constituționalității unor prevederi în articolul 189, 307, 327, 329, alineat 1 și alineat 2, liter D, articolul 335, alineat 1 prim, mici 1, și a fost declarat neconstituțional textul alte urmări grave, înscris în conținutul literii D, alineat 2, articolul 329. Un alt punct la care am vrut să mă refer este verificarea specificului legăturii cauzale în componențele din infracțiuni înscrise la articolul 329, precum și identificarea aspectelor problematice ce vizează subiectul infracțiunii prezentă la articolul 329, determinarea formei vinovăției, precum și a modalităților acestea care acționează făptuitorul la comiterea infracțiunilor specificate. Abordarea teoretico-practică a faptelor prevăzute la articolul 329, din perspectiva posibilității evaluării acestora în calitate de infracțiuni prelungite, continue sau săvârșite în participație. Identificarea argumentată a liniilor de demarcație dintre infracțiunile de neglijență în serviciu și alte fapte penale conexe. Și, în ultimul rând, analiza comparativă a reglementărilor penale în legislațiile unor state străine în materie infracțiunilor de neglijență în serviciu. Sintetizând asupra aspectelor de drept penal material abordate în studiul destinat aspectelor teoretice și practice ale infracțiunii de neglijență în serviciu, am ajuns la următoarele concluzii. 1. Conținutul obiectului juridic secundar a infracțiunilor de neglijență în serviciu se află în strictă dependență de conținutul urmărilor prejudiciabile reflectate în textul articolului 329. Nu pot fi primite drept victime a infracțiunilor de neglijență în serviciu autoritățile publice, inclusiv ale administrației centrale de specialitate, precum și nici organele administrației publice locale. Neidentificarea obligațiilor de serviciu împotriva faptului existenței acestor, dar care nu au fost îndeplinite sau au fost și respectiv acelor, în proporție deosebit de mari, se va ține cont doar de prejudiciul efectiv cauzat, nu și de venitul ratat. Articolul 321 penal este inacceptabil ca urmările prejudiciabile sub forma daunelor în proporții mari cauzate drepturilor și intereselor prevăzute de legea persoanelor fizice sau juridice, ca rezultat al unei neîndepliniri sau îndeplinire corespunzătoare a obligațiilor de serviciu, să fie determinat la rândul lor, în mod progresiv, cauzarea deciziei. Reprezentatorul individual sau salariatul unii societăți comerciale, inclusiv persoana care gestionează o organizație comercială, obștească sau altă organizație nestatală, reprezentând sectorul privat, nu pot fi subiecte în infracțiunile prevăzute de articolul 329 tot penal, întrucât normele enunțate stabilesc răspundere penală pentru conduită imprudentă în sectorul public. Interpretând sistemic normele înscrise la articolul 329, raport cu cele specificate la articolul 327, se ajunge la concluzia că infracțiunile de neglijență în serviciu nu pot fi comise intenționat, ci doar prin imprudență. Expresia neconștiincioasă din conținutul alineatul 1, articolul 329, sugerează însă foarte mare dificultate că infracțiunile de neglijență în serviciu pot fi comise cu încredere exagerată.
Situația în care planează dubii privind existența sau lipsa posibilității de a prevedea cauzarea urmărilor prerupceatele, cele săvârșite în virtutea principiului indubio pro reo, trebuie apreciate ca fiind comise prin lipsa acestei posibilități și, de consecință, trebuie catalogate ca fiind comise fără vinovăție. Scopul infracțiunii nu este privit în niciun mod în structura laturilor subiective a infracțiunii prevăzute articolului 329, nici pe post de semn facultativ, întrucât este incompatibil cu infracțiunile săvârșite din imprudență. Forma prelungită, continuată, a infracțiunii este incompatibilă cu infracțiunile de neglijență în serviciu, întrucât, sub aspect subiectiv, infracțiunea prelungită se caracterizează prin prezența intenției și a scopului, ceea ce este străin infracțiunilor de neglijență în serviciu. Ipoteza concursului de infracțiuni prevăzute la articolul 329 urmează a fi distinsă de situația în care este comisă o singură infracțiune de neglijență în serviciu, dar permite un sistem de acțiuni în acțiuni care se află în legătură cauzală cu una și aceeași urmare prejudicială. Și în ultimul rând, încălcarea din imprudența a obligațiilor profesionale nu poate antrena răspundere penală în baza articolului 329 cod penal, ne fiind expus însă și asemenea comportamente să traduce incidența altor norme de incriminare. Problema științifică actuală soluționată constă în elaborarea unui cadru conceptual complex, cu referire la infracțiunile din neglijență în serviciu în corespundere cu cadrul teoretic-normativ actual, ceea ce a permis identificarea imperfecțiunilor de care suferă normele de incriminare supuse analizei și corespunzător înaintarea unui șir de propuneri venite să îmbunătățească textul incriminator de examinat în vederea facilitării activității practicilor și aplicarea corectă a normelor scrise la articolul 329. În vederea îmbunătățirii textului articolului 329 tot penal, ne-am propus să formulăm cu următoarele recomandări. 1. Modificarea denumirii articolului 329 cod penal din neglijență în serviciu în încălcarea din imprudența obligațiilor de serviciu. Stipularea expresă în dispoziția normelor înscrise la articolul 329 cod penal a imprudenței de formă a vinovăției, care trebuie să acționeze făptuitorul la săvârșirea ilicitului penal. Excluderea expresiei ca rezultat al unei atitudini neglijente sau neconștiincioase față de ele, din textul alineatului 1, articol 329. Înlocuirea locuțiunii aceleași acțiuni care au provocat de la alineatul 2, articol 329, cod penal, cu expresie neîndeplinire sau îndeplinirea necorespunzătoare din imprudență de către o persoană publică a obligațiilor de serviciu, dacă aceasta a cauzat. Aceeași modificare urmează fi operată și la alinat 1 prim, articol 329, cod penal. Specificarea la alinat 1, articol 329, a vătămării medii a sănătății persoanei, calitate de urmare prejudiciabilă, caracter alternativ. Instituirea în cadrul litrii de alinat 2, articol 329, cod penal, a urmării prejudiciabile concretizate în vătămarea gravă a sănătății persoanei. Introducerea unui alinat, aliatul 1, condiciile 1, care se incrimineze neglijanța în serviciu concretizată în cauzarea unor daune în proporții deosebit de mari. Drepturilor și intereselor cotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice. Introducerea circunstanței agravante, decesul a două sau mai multe persoane în cadrul unui nou aliat, aliat 3. Avantajele unor asemenea recomandări se pot exprima facilitarea activității practicilor prin aplicarea articolului 329 cod penal, ajustarea cadrului incriminator tehnice normale de construcție a componenților de infracțiune textul articolului de lege penală, asigurarea atingerii scopului pedepsei penale prin agravarea răspunderii în ipoteza săvârșirii neglijenței în serviciu care a cauzat decesul a două sau mai multe persoane și, în ultimul rând, evitarea condamnării Republicii Moldova de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin asigurarea unui text de lege clar și prevedibil. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc de asemenea, domnul Popenco, cei prezenți în sală, vă rog frumos întrebările pentru domnul Popenco la tema tezei. Poftim! Dacă permiteți, puteți să reformați
sesizat că medalii de onoare și beneficiarii privilegiilor implică daune proporționale. Și dumneavoastră propuneți ca să fie instituit o apărare cu fie cu daune proporții deosebit de mari. Care este situația la etapa actuală, în ipoteza care, în rezultatul neglijenței serviciu, sunt calculate de daune proporții deosebit de mari? Care ar fi soluția de calificare? Mulțumesc pentru întrebare. Având în vedere noile prevederi, sau hai să spunem așa, prevederile oricărei curții constituționale, privite pe ansamblu, cu diferența dintre urmări mari, în proporție deosebit de mari și mari, părerea mea este că fapta urmează fiind încadrată în baza la cliente din articolul 329. Părerea mea este că dacă legea prevede mai puțin, prevedea și mai mult. De ce nu? Dacă în situația în care se constată certitudine, că este o formă clasică de neglijență, cum se vede în prevență. Vă mulțumim, domnul Frencu, vă fiți face răspunsul în poliție. Potrivă încă întrebări? Da, domnule. Cazul concret, legislatorul nu creează niciun îndeveniment pentru a califica acțiunile făptuitorului, în cazul ei scocherii, de la pederii altor acțiuni, în situația în care se va constata că este sancționat cu timp. Vă mulțumim, domnul Popencu. Poftim, domnul Popencu. Stimate, domnule Adrian Popencu, liceu având în vedere că dumneavoastră ați reținut funcție care se zic importantă, sunteți profesionist în materie, deci aplicării legii, pregătirea celei penale. Vreau să revin la deci, situația cu Banca de Economie, cu entitate, slug de, care se zic, prezentă în spațiul financiar și public al Republicii Moldova, care a suferit, deci, pierdere, mă rog să zic, urma unui furt sau ceva acolo. Acum, știți că acolo a fost un consiliu de administrație, da? Da, exact. Care a luat deciziile. Și vă mai amintesc că banca, deci, avea și ca acționar statul. Nu știu exact, dar procentul era destul de mare. Întrebarea mea. Prin prisma cerințelor legii față de calitatea de subiect activ, în cazul infracțiunii prevăzute la 329, cei care făceau parte din acel Consiliu de Administrație, în ipoteza în care, deci, nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile celor de penală, sunt pasibili de răspundere penală. Ori prejudici, urmările, prejudiciarele, le avem. Eu o să-mi expun... Viziunea dumneavoastră. Da, vreau să explic, da, exact. Da. Consider că aici este un bun infracțion. Nu numai că sunt așa. Și organul de urmăririi penale și procurorului revin în situația dată sarcina de a identifica existența sau lipsa complicității la comiterea și altor articoli din codul penal, doar așa. 329 ar fi puțin, deoarece... Păi, pot să vă mai spun ceva. 329 a fost pornit. A fost pornit, da. Mersi mult. Vă mulțumim. Domnul Popencu, încă întrebări, vă rog. Asta e, da? Problema nu e. Problema reparare prejudiciu. Altceva nimic. Asta e cel mai important. Vă mulțumim, domnul Popencu. Nu ați vreun loc. Mulțumesc. Okay. Stimați colegi, deci în cele ce urmează voi aduce la cunoștință. La susținere, sugestiile și observațiile expuse la prezentarea manuscrisului tezei în ședința de evaluare preliminară care a avut loc. La data de 7 septembrie 2020 a avut loc ședința Departamentului Drept Penal a Facultății Drept Universității de Stat din Moldova, la care a fost supusă evaluării preliminare teza de doctorat elaborată de domnul Adrian Popencu, precum și rezumatul ei. La evaluarea preliminară a tezei doctorat au participat membrii Departamentului Drept Penal al Facultății Drept,
Ei au apreciat că teza are o ținută științifică înaltă. Problemele puse în discuție au fost tratate de pe poziții calitativ noi, având la bază o consistență argumentare. Membrii Departamentului Drept Penal au convenit asupra înaintării următoarelor recomandări. Dezvoltarea analizii monografiei autorului Sergino Igor, răspundere penală pentru neglijență în serviciu, Chișinău 2018, în capitolul 1 a tezei, analiza situației în materie răspunderii penale pentru infracțiunile de neglijență în serviciu. Deschid paranteza, deci, stimați colegi, deci dumnealui, domnia sa, Popencu, a expus analiza articolelor care au stat la baza elaborării tezei de doctor al domnului Sergino. Colegii departamentului au spus de ce nu se fie în ansamblu și lucrarea, da? Să fie clar. 2. Elucidarea tendințelor practice judiciare în materie infracțiunilor de neglijență în serviciu care au constituit empirică a tezei. Având în vedere ce e constatat în acest departamentul drept penal a facultății de drept a Universității de Stat din Moldova a dat aviz pozitiv tezei doctorat cu tema aspecte teoretice și practice ale infracțiunii de neglijență în serviciu, elaborată de către domnul Popencu Adrian pentru susținerea publică a tezei de în discuție. Deci, ofer cuvântul pretendentului domnului Popencu, dacă aveți ceva spuneți asupra sugestiilor, observațiilor care au fost expuse în cadrul departamentului. Poftim, domnule președinte. Vă mulțumesc frumos. Deci, în legătură cu sugestiile, observațiile care au fost discutate la ședința anterioară, făcute de către experți, a fost efectuată o revizuire a celor invocate de către domnul expert, au fost luate în calcul și toate sugestiile de margine care au fost impuse în text. Vă mulțumim foarte mult, domnul Popencu. Mați colegi, trecem la următoarea etapă a ședinței Comisiei Doctorat. Deci, permiteți-mi să ofer cuvântul referenților oficiali pentru a prezenta deci, referatele de analiză și, în primul rând, stimate noastre doamne, oftim doamna profesor, doamna Grigora Isa, oftim. Da, vă rog frumos să vă fac. Avem astăzi susținerea unei teze consacrate investigării științifice a unei teme foarte importante și actuale din punct de vedere științific, dar și practic. Nu în zadar, atunci când începe argumentarea analizei actualității temei și a problematicii abordate, pretendentul nostru de astăzi începe cu afirmația că problematica abordată ține foarte strâns de o problemă majoră care se confruntă societatea noastră la momentul actual și anume cea de combatere a corupției. Pe lângă această afirmare care ar fi autosuficientă în sine, indiscutabil că infracțiunea supusă examinării în cadrul prezentei investigații urma să fie cercetată în profunzime și în legătură cu alte aspecte ale actualității temei date, dat fiind dauna provocată și nu numai cea de ordin material, dar și masiv încălcări ale drepturilor și libertăților fundamentale ale omului care se comit în urmă infracțiunilor de neglijență în serviciu. Scopul lucrării este formulat corect. Pretendentul și-a propus să realizeze un studiu cu normativ al unui șir de probleme ce țin de aplicarea normelor ce prevăd răspunderea penală pentru infracțiunile analizate, să identifice unele carențe legislative existente în convingerea autorului și care el într-adevăr le-a argumentat și le-a motivat pe parcursul tezei, și să formuleze unele propuneri direcționate spre optimizarea cadrului normativ.
într-o realizare a scopului, foarte corect, detaliat, sistematizat, au fost formulate obiectivele și, anticipând finalul, da, discursului meu, pot spune că scopul și obiectivele au fost realizate. În ceea ce ține de analiza metodologiei utilizate și a gradului de corespundere acesteia față de obiectivele menționate, metodologia de cercetare a fost alesă adecvată scopului și obiectivelor cercetării întreprinse. Lucrarea în genere produce impresia unui studiu foarte bine sistematizat, deci metoda sistemică este prezentă. Aspectul istoric al cercetărilor la fel este prezent, deoarece pretendentul nostru de astăzi analizează și redacțiile precedente ale articolului care reglementează infracțiunea supusă cercetării. Metoda logică, inducție, deducție, toate au fost folosite pentru identificarea celor mai importante probleme de interpretare a normelor analizate, a noțiunilor ce definesc anumite semne, dar și pentru formularea unor soluții. Se impune ca volum și calitate studiu comparativ al reglementării infracțiunilor de neglijență în serviciu care a fost întreprins în parcursul, pe parcursul tezei. Deci, în continuare, conform cerințelor, urmează deci, analiza conținutului tezei de doctorat. Bineînțeles, eu nu vă voi ocupa atenția noastră dând citirii absolut detaliate, da? Tot ceea ce am găsit eu de cuvință să formulez în rezumat, ori în rezumat am întreprins o analiză detaliată a conținutului tezei, dar câte ceva voi spune la fiecare din capitole. De exemplu, analizând situația în materia răspunderii penale pentru infracțiunea de neglijență în serviciu, în capitolul 1, autorul nu se limitează la o simplă invocare, enumărare a lucrărilor savante și a opiniilor științifice formulate pe marginea unor probleme, ci relevă unele abordări inexacte, incomplete, își formulează propriile opinii pe marginea unor afirmații controversate, vine cu precizări necesare în cazul reglementării diferite a unor sau altor fapte infracționale în legea penală a Republicii Moldova și cea altor state și nu ezită să formuleze destul de tranșant propria opinie diferită de cea formulată în unele surse științifice. Lucrul ăsta este de apreciat. În capitolul 2, semnele obiective ale infracțiunilor de neglijență în serviciu este abordată, da, problematica nemijlocii referitoare la obiect și latura obiectivă. Este foarte meticulos analizat și corect identificat și obiectul juridic generic și obiectul juridic special ca fiind unul complex și obiectele juridic principal și secundar din cadrul obiectului juridic complex. Deci aici ar fi puțin probabil de completat dacă și-ar propune cineva să mai vină cu niște analize la acest capitol. Sunt de acord întru totul cu concluziile pretendentului nostru de astăzi referitoare la aceea că obiectul material nu constituie semn secundar obligatoriu al infracțiunii și, dimpotrivă, victima este tratată și argumentat, motivat, tratată ca semn secundar obligatoriu în această infracțiune și este bine că s-a motivat foarte clar și persoana fizică, dar și persoana juridică, deci ambele entități, ca victimele acestei infracțiuni. Latura obiectivă, deci fapta prejudiciabilă săvârșită prin acțiune sau inacțiune, la fel, meticulos examinată și foarte reușit încadrat în contextul analizei științifice, practica judiciară, deci acolo unde se aduc anumite ipoteze teoretice, se vine cu analiza practicii care confirmă sau, dimpotrivă, contravine în unele cazuri și nu numai doctrinii, dar de dovadă și de interpretări nu prea
reușite, să zicem așa, și univoce ale reglementărilor normative. Bineînțeles, nu poți să nu fii de acord la cadrul urmărilor prejudiciabile, cu aceea că reglementarea acestora este insuficientă și eu una găsesc binevenită propunerea de legiferendă de a completa agravanta, de a completa articolul cu agravanta care privește decesul a două sau mai multe persoane. Un pic mi-a părut prea multă atenție acordată problemei excluderii sintagmei alte urmări grave prin decizie respectivă a Curții Constituționale și analiza practicii judiciare precedente acestui fapt juridic, dar dacă așa a găsit de cuvință pretendentul, și apoi să nu uităm că au fost excluse nu din toate normele din codul penal aceste circumstanțe, dar alte urmări grave, circumstanțe agravante, așa că posibil că această analiză va fi și ea utilă la timpul respectiv celor care vor mai cerceta asemenea componențe de infracțiune unde au mai rămas aceste agravante formulate ca alte urmări grave și așa ca să ne relaxăm un pic în cadrul acestui for profund științific, vreau să vă spun că activam în aparatul, așa se numea atunci, a Parlamentului în sectorul expertiză juridică, când s-a venit pentru prima dată cu ideea și inițiativa legislativă de a introduce în codul penal această circumstanță agravantă, alte urmări grave, și am argumentat până la pierdere de voce că este imposibil și contravine principiul legalității și permite interpretarea extensivă a normelor respective. Deci cât am mai fost eu prin Parlament, opinia mea cumva a fost respectată, deși mi s-a zis așa într-o discuție neformală că некоторые выслуживают здесь свои докторские степени. Да? Până la urmă, peste un timp, revenind deci, la catedră cu bunăvoința domnului profesor Sergiu Brânză la munca didactică, am văzut cu stupefacție că s-a restabilit agravanta și, până la urmă, Curtea Constituțională a pus punct în această problemă și mai urmează să mai fie pusă încă câteva articole care prevăd așa ceva. La semnele subiective, o analiză foarte detaliată a subiectului cu interpretarea prevederilor de la articolul 123 la latura subiectivă, deci argumentată unica concluzie corectă, da, forma vinovăției, da, imprudența, ambele modalități ale imprudenței și de aici, bineînțeles, vine motivată și următoarea propunere de legiferendă care mi-a tras atenția formulată de autor de a reformula, da, de a schimba denumirea articolului în încălcarea din imprudență obligațiunilor de serviciu, ceea ce cuprinde ambele forme ale imprudenței. Delimitarea făcută și ea conform tuturor criteriilor, suntem aici toți specialiști în materie, cred că nu e cazul să discutăm acum la momentul delimitării infracțiunii de neglijență în serviciu de cea de acordare asistenței medicale prevăzută în articolul 213 sau alte situații când norma analizată de către pretendentul de astăzi este cu raport de concurență cu alte norme din codul penal, fiind câteodată jucând, da, câteodată rolul de normă generală, altădată de normă specială. Totul este analizat și pus la punct în genere. Teza produce impresia unei lucrări foarte meticuloase, s-a intrat în toate detaliile, este greu de depistat omisiuni și lacune în abordarea unor probleme. Evaluarea critică a rezultatelor cercetării, concluziilor finale, recomandărilor și a impactului acestora asupra domeniului abordat,
Deci am concluzionat că rezultatele obținute în urma elaborării tezei de doctor la tema aspecte teoretice și practice ale infracțiunii de neglijență în serviciu sunt de o semnificație teoretică-practică esențială, acestea constituie o contribuție apreciabilă la dezvoltarea doctrinei autohtone în domeniul cercetat și au valoare aplicativă certă și faptul dat este probat prin relevanța deosebită a concluziilor finale și recomandărilor, atât sub aspect practic, cât și sub aspect teoretic. Impactul pozitiv al propunerilor de lege ferentă, formulată de către domnul Adrian Popencu, este indubitabil, mai rămâne să se țină cont de propunerile noastre formulate în cercetările noastre științifice. În ceea ce ține noutatea cercetării, contribuția personală a autorului, originalitatea și profunzimea discursului științific, am menționat cu satisfacție noutatea și originalitatea științifică, care s-a manifestat inclusiv prin o analiză complexă a celor două modalități normative de exprimare a faptei prejudiciabile, în identificarea exactă a conținutului urmărilor prejudiciabile, s-a mers și până la analiza, da, venitul ratat să fie sau să nu fie inclus în aceste urmări prejudiciabile, s-a argumentat temeinic la problema criteriile de limitări. Aprecieri cu privire la stil, claritate și precizie exprimării, deja am spus câte ceva, pot încă o dată să confirm. Stilul științific este adecvat, formularea ideilor, opiniilor proprii, concluziilor autorului se face într-un mod inteligibil și convingător. Menționăm drept una din calitățile meritorii ale autorului, capacitatea de a aborda materia științifică cercetată sistemic, amplu, profund, complex și în strânsă legătură cu practica judiciară în domeniu. Autorului este propriu stil analitic și critic constructiv de investigare. Aparatul științific la care s-a recurs este corect, suportul bibliografic este mai mult decât impunător, nu numai ca număr 370, dar și ca notorietate savantă a surselor științifice consultate. Din punct de vedere tehnic, aspect nu nicio greșeală de tipar, deși nu mi-am propus în mod special să le caut, da? Dar să arunc în ochi corectitudinea executării. Le-am dat profund, cu calitate, da. De bine, cu înțeleg. Deci, puteți să-i transmiteți aprecierile corespunzătoare redactorului. Citarea este pe măsură, este corectă, la locul cuvenit, utilizarea abrevierilor, iarăși, conform reglementărilor. Rezumatul conținutului tezei corespunde tocmai propriu zis conținutului tezei, înglobează 41 de pagini, este executat în tocmai conform cerințelor și, într-un sfârșit, cele menționate anterior, în urma analizei tezei care o avem astăzi în discuție, permit formularea concluziei că, deci, teza, atunci când am scris, da, referatul, este admisibilă spre susținere publică. Astăzi, indiscutabil, pot să mă pronunț în favoarea opțiunii de a conferi, cred că până la sfârșitul susținerii toți ne vom convinge de asta, pretendentul nostru gradul de doctor în drept. Am atribuit lucrării calificative foarte bine și consider că lucrarea și autorul acesteia merită pe deplin acest calificativ. Vă mulțumesc foarte mult, doamna profesor, aici ar fi bun. Deci, consider că oferim cuvântul să expună toți referenții oficiali, apoi am să oferim cuvântul pretendentului asupra obiectului, succesului, dacă sunt ca atare. În continuare, permiteți-mi, stimați colegi, să ofer cuvântul domnului profesor, următorul referent oficial, domnul profesor Cușnir Valeriu. Ok.
domnule pretendent Cătin Pardeal și distinsă doamnă conducător științific Ieșan Adriana. În calitate de referent, referatul pe care l-am întocmit este conform cerințelor, cheza fiind evaluată potrivit criteriilor stabilite în deci regulament și bineînțeles că și aprecierea ei cu calificativ la fel potrivit acelor criterii. Dat fiind faptul că deci criteriile impun sau invoc ca să le trec în revistă, eu mă voi opri deci la toate ele. Primul, actualitate, teme și problematice abordate. Cum și-a spus doamna profesor Raisa Grecu, nu ne mai lasă îndoieli că fenomenul neglijenței este unul prezent în spațiu public. Societatea noastră, mai mult decât oricare altă societate, s-a confruntat cu acest fenomen, având prejudicii numeroase. Amintiți-vă, deci, devastarea edificiului Parlamentului, președinției, deci, deturnarea de fonduri din sistemul bancar. Nu știu dacă deci, poate fi o evaluare sumară care să pună în evidență o cifră, dar deci este impunătoare. Astfel avem deci, urmări prejudiciabile grave, nu știu cât avem reparat prejudiciu și avem o componentă de infracțiune deci, inhibată într-o normă penală care se aplică probabil că nu cu cel mai mare succes. De aceea, asemenea studii erau necesare de a fi realizate pentru a face lumină în problemele care împiedică aplicarea acestor norme. Sperăm că după acest studiu, deci, aplicarea lor sau va fi înlesnită și favorizată aplicarea acestor norme. De aceea, consider că cercetarea este foarte actuală. Privitor la metodologie și gradul de corespundere acestea față de obiective. Bineînțeles că câteva metode sunt clasice pentru oricare studiu, mai ales pentru cele din domeniul dreptului. Deci mă refer la metoda dialectică care prezintă, bineînțeles că metoda comparativă și anume eu chiar și-am consemnat aici că această metodă a acordat evidente beneficii și plus valoare acestei lucrări. Și, bineînțeles, metoda analitică și alte metode care au condus la elaborarea unei teze foarte bune. Astfel, constatăm că și scopul și obiectivele sunt formulate în concordanță cu tema tezei, acoperă o gamă largă de probleme necesare a fi elucidate în cadrul cercetării, ceea ce și-a fost realizat. Conținutul tezei. Deci, conținutul deci, este dezvăluit în baza unui plan, riguros, sistematizat, logic și consecvent, cu subiecte deci, propuse spre cercetare, care sunt în concordanță cu scopul și obiectivele cercetării. Structura, accentuiesc, este una foarte riguroasă, deci, ceea ce a și condus la elaborarea unei cercetări complexe, ample și bine deci, realizate. La fine fiecărui capitol, deci autorul expune o sinteză privind subiectele cercetate, problemele identificate, visiunile doctrinare și, bineînțeles, că subliniază propria opinie, ceea ce este foarte binevenit și apreciat. Evaluarea critică a rezultatelor cercetării. Eu la fel apreciez că rezultatele se înscriu perfect în deci, știința dreptului penal, vin să dezvolte doctrina la capitolul infracțiune de neglijență și, bineînțeles, că vin să soluționeze anumite probleme, anumite carențe care legiuitorul le-a admis în această normă.
Rezultatele sunt reflectate în cele 12 publicații, inclusiv în reviste științifice cu recenzenți, potrivit cerințelor și în formă de rapoarte și comunicări la conferințe și alte manifestări internaționale. Aș scoate în evidență caracterul de noutate al cercetării și contribuția personală a autorului, originalitatea și profuzimea discursului științific. Deci, în primul rând, am rămas impresionat de abordarea profundă, deci, a relațiilor sociale care sunt afectate prin infracțiunea de neglijență. Consider că este un merit, bineînțeles, al doctorandului îndrumat de doamna conducător științific. Tratamentul de aptitudine al laturii obiective, care de fapt este kit esența, bineînțeles că în ansamblu cea subiectivă, argumentat și susținut cu specie de practică judiciară. Deci promovate proprie viziune. Ce important, explicarea urmărilor prejudiciabile, foarte detaliată, și a legăturii de cauzalitate, care este foarte importantă în aprobarea și de fapt în încadrarea juridică a faptelor de neglijență. Explicarea și argumentarea atribuțiilor de serviciu. Iarăși un criteriu foarte important și o contribuție personală. Mai ales că eu susțin și chiar mi-a plăcut că autorul consideră că cadrul legislativ trebuie să fie apreciat în cumul cu cel complementar, dezvăluit prin hotărârile guvernului, prin regulamentele instituționale, care deci întregesc și fac lumină în atribuțiile ce revin subiectului activ al infracțiunii de neglijență. Cu urmările prejudiciabile am punctat încă o dată, deci că este un merit și mai ales în sensul abordării și răspunderii disciplinare și delimitarea acesteia de răspunderea penală în cazul infracțiunii de neglijență. Propunerile de legiferendă se înscriu perfect, deci, în tabloul elementelor de noutate. Stilul, claritatea și precizarea exprimării este unul adecvat, deci maniera logică, argumentare clară și convingătoare. Corectitudinea aparatului, la fel, deci o consider că este în conformitate cu toate regulamentele. Deci, actele normative prelucrate, și cele naționale, și cele internaționale, manualele, tratatele și așa mai departe, citatele și trimiterile, deci, consemnate perfect. Deci, aspecte de ordin formal, deci, un singur cuvânt, corectitudine maximală. Apreciez prin la corespunderea rezumatului. Da, bineînțeles că teza și rezumatul corespund de plin. Concluzia. Deci, teza de doctor în drept, aspecte teoretice și practice, al infracțiunii de neglijență în serviciu, autor Popenco Adrian, este de înaltă valoare teoretică, științifică și aplicativă, întrunește condițiile cadrului normativ în domeniu, fapt care justifică pe deplin admiterea ei spre susținerea publică și acordarea titlului de doctor în drept. Evaluarea tezei personal, deci că încă o dată am consultat regulamentul de către mine personal în calitate de referent, cu un calificativ foarte bine, dar este prerogativa comisiei ca la fine să ne apreciem calificativul. Acum o meditație în ipoteza în care domnia sa va continua cercetările. Întrebarea mea, deci, privitor la Banca de Economie, n-a fost întâmplătoare. Și aici este privitor la calitatea de victimă a autorității publice. Mă refer la stat, la deci, alte deci, autorități. În doctrina românească de drept penal, deci de drept penal, subiectul infracțiunii este tratat prin două opțiuni. Subiectul activ, și eu deseori utilizez expresia asta, și subiectul pasiv al infracțiunii. Deci, entitatea care suferă sau asupra căruia este îndreptată deci, acțiunea deci, făptuitorului. Și iată mă gândesc, în urma unor fapte de neglijență,
inclusiv cu devastarea, creditele astea din performante care au fost acordate și care au fost pe urmă garantate din Banca Națională și care acum noi, de fapt, contribuim. A suferit statul sau nu a suferit? Eu nu aș spune că nu a suferit. N-aș spune. Deci, da, eu sunt de acord cu dumneavoastră, ați precizat victima, nu în sensul de subiect pasiv al infracțiunii. Cel puțin trebuia să alunecați în viziunea mea și asupra acestei teorii, dintr-o a face lumină. Că da, în procesul penal, bineînțeles că statul nu poate fi, cum a spus dumneavoastră, deci, dar eu nu sunt de acord că statul n-a suferit. Este un ghinimele de lei. Asta nu afectează, asta de fapt nici nu se referă la, dar la o meditație. Cine este statul, de fapt? Este nu numai teritoriul, așa, nu numai organizarea puterii, dar suntem și noi. Fără noi, fără populație, nu există stat, după cât eu înțeleg. Deși unii ar vrea ca populația să fie mai puțină, deci să rămână teritoriul și puterea, deci, dar oricum n-a să aibă cine plăti impozite. Deci, în sensul ăsta, deci noi, atunci când se vârșește o infracțiune, chiar și cea de corupție, care s-ar părea cu tot, ori altă infracțiune, într-un fel sau altul, se aduce atingere, bineînțeles, că entității națiunii, dacă vreți, care formează statul, adică statului întregimii. Vă mulțumesc, vă urez succes, felicit, deci, și doctorandul și, bineînțeles, că pe doamna conducător, cu o teză care, de fapt, se pot mândri. N-am văzut încă monografie, sper că ea să iasă. Nu știu de ce tradiția se încalcă, domnul președinte. Nu știu. Da, deci sper că ea să iasă și eu să mă bucur, deci, ca și, deci, a domnului procuror, tot pe neglijență. Apropo, deci noi am asistat atunci, ele nu se suprapun, ele se suplinesc și îmbogățesc doctrina la capitolul, în general, infracțiuni de serviciu, cu precădere a celei din neglijență. Ar fi bine cu investigarea, iată, dacă și-ar fi cineva să s-apuși, cu cercetarea infracțiunilor de neglijență. Iată aici, să vedem cine va avea curajul. Vă mulțumim. Sper tot un procuror. Vă mulțumim. Deci, permiteți-mi să ofer în continuare cuvântul referentului oficial, domnului Vitale State. Poftim, domnul State. Mulți colegi, voi începe cu actualitatea temei și a problematice abordate. Fără doar și poate, necesitatea incriminării neglijenței în serviciu este imperioasă. Una din mandatului de către persoanele publice. În această perspectivă, există toate motivele să considerăm că, anume, deficiențele de administrare în sfera publică este una din problemele principale cu care Republica Moldova se confruntă la etapa actuală. În acest context, își dovedește semnificația prevenirea și combaterea manifestărilor reunite sub denumirea de neglijență în serviciu, pe calea aplicării mijloacelor care sunt stabilite în articolul 329 din Codul Penal. Analiza practicii ne demonstrează că nu întotdeauna acest articol este interpretat și aplicat în corespundere cu principiul legalității. Cu această ocazie am menționat că au pus în fața atât a practicienilor, cât și în fața științei dreptului penal un șir de controverse, mai ales legate de caracteristicile subiectului infracțiunii. În același timp, în hotărârea plenului Curții Supreme numărul 7 din 2017, nu întotdeauna putem găsi răspunsuri la întrebările acute care sunt legate de interpretarea articolului 329 din Codul Penal. În afară de aceasta, în Republica Moldova nu a fost deocamdată susținută nicio teză care să aibă o temă similară cu cea susținută astăzi de către doctorant. De aceea este salutabil că domnul Popenco propune o proprie viziune asupra neglijenței în serviciu în contextul dreptului penal.
Toate cele menționate demonstrează actualitatea temei și a problematicii abordate. Cât privește metodologia, consider că autorul a utilizat, a recurs la mai multe metode, cum ar fi metoda logică, metoda istorică, metoda sistematică, metoda comparativă, se evidențiază foarte mult, pentru că au fost studiate mai multe modele reglementare din legislații penale, zic eu, mai evoluate ca cea a noastră. Analiza metodologiei utilizate îmi permite să constat corespunderea în cea mai mare parte acesteia cu obiectivele tezei. Conținutul tezei demonstrează cunoașterea științifică avansată a domeniului investigat, elemente de originalitate în dezvoltarea și soluționarea temei de cercetare, precum și modalitățile de validare științifică a acesteia. Deci, în primul capitol sunt analizate toate sau aproape toate materialele științifice care sunt direct sau indirect axate pe tematica neglijenței în serviciu. Remarcăm polemică științifică în capitolul 1, deci autorul prezintă argumentele sale atunci când nu este poate de acord cu anumite puncte de vedere, ceea ce este bine. În capitolul 2 mi-a atras atenția ideile autorului privind legătura dintre conținutul obiectului juridic secundar al neglijenței în serviciu cu conținutul urmărilor prejudiciabile, precum și cu victimele infracțiunilor de neglijență în serviciu. În capitolul 3, de asemenea, se remarcă mai multe rezultate pe care le obține autorul, deci o analiză argumentată a sintagmelor atitudine neconștiincioasă și atitudine neglijentă, care sunt utilizate în articolul 329 din Codul Penal. Se acordă atenție problemei motivului și scopului infracțiunii, rolul persoanei cu funcție de demnitate publică în contextul neglijenței de serviciu și alte asemenea aspecte de mare interes. În capitolul 4 se face disocierea, delimitarea neglijenței în serviciu față de alte fapte penale. Sunt valoroase în acest sens criteriile de delimitare în raport cu infracțiunile care sunt prevăzute de articolele 213, 327, 328 în Codul Penal pe care le propune doctorandul. Deci, analiza conținutului tezei îmi permite să afirm că teza respectă structura cadru și exigențele care sunt impuse de reglementările materie ale ANACEP și ale școlii doctorale. În teze sunt menționate, în finalul tezei sunt menționate 11 rezultate obținute de către doctorand. Acestea reflectă în esență aportul, contribuția doctorandului la elaborarea concepției științifice privind răspunderea pentru infracțiunile de neglijență în serviciu. Aș evidenția următoarele rezultate. Analiza critică a tehnicii legislative de construcție a normelor înscrise în articolul 329 din Codul Penal, realizarea studiului comparativ, stabilirea carențelor legislative, ce îngreunează aplicarea prevederilor articolului 329 din Codul Penal. Concluziile generale, dar și cele din finalul capitolului, au ca premisă investigarea întreprinsă de doctorand. Doctorandul propune, deci vine cu 8 recomandări de lege aferentă. Analiza acestora îmi permite să menționez că scopul lor este să adapteze prevederile articolului 329 din Codul Penal exigențelor actuale ale politicii penale. Consider că impactul acestor recomandări ar putea consta în prevenirea erorilor de interpretare și aplicare a articolului 329 din Codul Penal. Noutatea investigației este vădită. În
comparație cu publicațiile la tema tezei nesustenute deocamdată de către domnul Igor Sierbinov, teza elaborată de către domnul Adrian Popencu conține o serie de rezultate inedite, și anume, analiza formei prelungite a infracțiunilor prevăzute la articolul 329 din Codul Penal, examinarea încălcării din imprudența obligațiilor pur profesionale, stabilirea corelației răspunderii penale cu răspunderea disciplinară în contextul neglijenței în serviciu, analiză foarte interesantă, aș zice eu, și alte asemenea aspecte. Originalitatea discursului științific rezultă din raportul de similitudine asupra tezei, dar și din analiza rezultatelor obținute de către doctorand. Acesta a comunicat în teză propriile viziuni, făcând referire în corespundere cu regulile deontologice la lucrările autoautorii. Stilul lucrării este echilibrat și neatertat, fără a urmări alte scopuri de ordine și calitate. Ordonarea ideilor, a tezelor ajută la înțelegerea mesajului, sunt respectate normele limbii literare, utilizarea termenilor tehnici de specialitate nu este excesivă. Atunci când recurge la citate, deci autorul o face justificat și pertinent în toate cazurile. Vorbind despre corectitudinea aparatului științific, nu am atestat în cadrul tezei confecționarea, falsificarea sau plagierea în efectuarea cercetărilor sau în raportarea rezultatelor științifice. Doctorandul a urmat modurile de acțiune aprobate de comunitatea științifică, adică integritate, meticulozitate și acuratețe în conduita de cercetare și prezentarea rezultatelor. Doctorandul la fel a respectat toate normele de tehnoredactare, care sunt prevăzute de reglementările în vigoare. Rezultatul tezei de doctorat este întocmit în acord cu prevederile din ghidul Școlii Doctorale Științe Juridice. Acest rezumat cuprinde ideile și concluziile fundamentale ale tezei, dezvăluie contribuția autorului la realizarea investigațiilor, locul lor în contextul cercetărilor de specialitate din țară și din lume, noutatea științifică și importanța practică a rezultatelor obținute. Având în vedere considerentele pe care le-am expus, sunt de părerea că doctorandul Adrian Popencu a realizat sarcinile pe care și le-a propus, iar teza de doctorat al cărei autor este, corespunde cerințelor avansate față de acest gen de lucrări. Problemele puse în discuție au fost tratate de pe poziții calitativ noi, având la bază o consistentă argumentare. Teza are o ținută științifică înaltă. Prin urmare, teza de doctorat cu tema aspecte teoretice și practice ale infracțiunii de neglijență în serviciu, elaborată de către domnul Adrian Popencu, îndeplinește rigorile pentru a fi admisă spre ținerea publică. Deci, în final, trebuie și eu să mă refer la calificativul acordat tezei, deși constatăm că este o contradicție, într-adevăr, în procedura operațională. Și noi, ca și când propunem acum, dar urmează oricum să discutăm la etapa deliberării acest calificativ, încă o dată foarte atent, verificând condițiile care sunt prevăzute de ordinul Ministerului. Deci, analizând și luând în considerare criteriile cele 7 la număr care sunt enunțate în articolul 17 din procedura operațională, am optat în final pentru acordarea calificativului bine tezei de doctor elaborate de domnul Popencu. Domnul Stavin, deci cuvântul se oferă pretendentului la gradul științific de doctor în drept domnului Popencu pentru a se expune asupra sugestiilor referenților oficiale. Pe toți trei, prin primatul la toți trei referenți. Poftim. Mulțumesc. Cine ține de sugestie? Respectiv, în raport cu prevederile legii penale din
Republica Moldova și ține de negligența în serviciu. Iar pentru viitorul apropiat, pentru început, voi iniția elaborarea unui articol științific, am să încerc în revista Procuratorii, Urolamană 2. De asemenea, vreau cu timpul dimensiune să vă informez că voi iniția și tentative prin publicare înseamnă de monografie a acestei lucrări și insuficient în speranța sporirii gradului de vizibilitate a Republicii Moldova, precum și aprecierea valorii științifice acestei lucrări în România. În final, vreau să mulțumesc președintelui Comisiei Doctorat, lucrătorul științific, referențelor, pentru timpul oferit, îndrumările oferite, precum și tuturor celor prezenți astăzi. Vă mulțumesc! Vă mulțumim de asemenea, domnul Popenco. Deci trecem la o nouă etapă, și anume dezbaterea științifică, în cadrul căreia membrii Comisiei de Doctorat, alți participanți care sunt prezenți la susținerea publică, precum și însuși autorul tezei, deci și vor expune părerea asupra noutății, valorii științifice și aplicativii a tezei, perspectivele temei cercetate. Poftim! Da, vreau să anunț că în sală sunt prezenți și proaspeții doctori. Ei au fost o echipă, toți trei, care pe 31 octombrie au susținut domnul Reniță Gheorghe și doamna Cojocaru Violeta și astăzi au venit să-l susțină și moral, și psihologic, și colegial pe domnul Popenco, că ei au fost o echipă. Toți trei, în cadrul Departamentului Drept Penal, au elaborat teza. Poftim, așa că vă gândiți pe o întrebare pentru domnul Popenco. Da, vă rog frumos, poftim domnul Vitale, state, poftim. Deci, din experiența mea cu domnul Arbăi, iată să... Cum priviți dumneavoastră întrebarea pe care vă adresez, din ultima revedere, pentru o instituție publică sau într-o autoritate publică, este să facem faptul de negligență în serviciu. Este persoană concretă, care, datorită atitudinii, a întocat obligațiile de serviciu sau produs urmările care sunt prevăzute de articolul 399 și este vorba de persoană publică. Totodată, acel angajat, acea persoană publică, în într-o instituție publică sau autoritate, are un șef, acel șef avea alt șef și tot așa. Deci, în ordine ierarhică, creștere, da? Cum credeți dumneavoastră, din aspectul legăturii cauzale, dar și a vinovăției, ar trebui să răspundă în aceste cazuri doar acea persoană publică sau și șefii ierarhici ai acestei persoane? Vă spun simplu. Care nu au monitorizat, nu au supravegheat, nu au supervizat la momentul respectiv. Dar trebuiau să o facă. Exact. În situația în care un act normativ de uz intern, instituțional, sau este aprobat prin ordinul conducătorului autorității, sau că este aprobat un regulament pentru hotărâre de guvern, este o obligație pentru acest șef mai mic, da, la care vă referiți dumneavoastră, atunci este posibil de răspundere penală. Dar reieșind din, hai să spunem așa, foarte complicat o să fie organul de urmărit penal sau procurorul să demonstreze că în gradul prejudiciabil penal al faptei nu este exclus tragerea în răspundere disciplinară a șefului ierarhic. Depinde de fabulă, depinde. Cazuri sunt diferite. Nu vedeți legătura cauzală între fapta șefului și urmările Totul depinde de prevederile actului care implementează trebuții în serviciu. Dar și până la urmă, dacă nu am să avem o reglementare clară, care instituie o obligație, este problematic. Asta e problematic. Da, vă mulțumim, poftim. Poftim, doamna profesor Preța Grecu, poftim. Eu, ca și mulțumim acolo domnul Părintele, care de care de
cu realități chedece, de evita, infracțiunea corupției este cu mult mai, deci este cu mult mai aspră, da? Dar sunt foarte des în multe cazuri, când în cadrul investigațiilor de o cauză penală pornit de corupere, în anticorupere, da? În urma altor investigații se registrează tot mai mult și mai multe cazuri care urmează sau sunt deja calificate ca abuz în serviciu, ca neglijență, ca depășire. Să vorbim cu ele sconexe, indubitabil, nici nu sunt sfânt, sigur că da. Și dacă te rămâne de domnul de serviciul o abordare, deci am avut așa o ocazie să comunic cu lucrătorii într-o mare firmă de audit europeană, cum e pot spune, iert în viață, da? Doar din viață. Trei sau patru, mai de audit. Și mi s-a vorbit despre ce că foarte des ei sunt angajați de reprezentanții celor mai diverse structuri, inclusiv corporații private, dar nu publice, dar câteodată, da, practical mix, și condiția este următoare. Sau dumneavoastră recuperați absolut tot ce se va depista în urma auditului și se închide, chiar am mulțumit dumneavoastră cu răspundere la disciplinarul sau nu știu de care. Sau mergeți în urmă programul de urmărire penală și este cauză penală. Iată, mai aproape de legislația noastră ar fi ideea, nu știu poate, dar este doar o idee, cu sigur că nu este nimic gândit, atenuării răspunderii penale, liberării răspunderii penale în cazul. Eu am să-mi expun doar viziunea mea, care poate să nu coincide cu... Deci, o companie privată, comandând un audit la altă companie privată, păi depinde de încălcările depistate de această companie de audit privată. Și conducerea acestei companii private la care s-a efectuat controlul, asta conștientizează eventualele prejudicii care pot urma, într-adevăr, este posibilitatea ca să restricte persoanele vinovate prejudiciul. Dar acest act de audit, el poate servi pentru inițierea unui proces penal. Poate servi, da. Dar pe urmă, în cadrul urmării canale, să fie expuse expertize judiciare, adică deja să fie utilizat instrumentariul procesual penal prevăzut de codul de procedură penală. Dar, totuși, evidentea rămâne. Asta, deci, ceilalți ce vă referiți dumneavoastră, asta e pentru Țările Europei. Dar nu are curte de cont. Din curte de cont. Dar asta nu e răstăianul.
analize și să nu trebuie să nu mai aici cu lucrurile și trebuie să așteptăm sau direcție. Vă dă doamne, care vă vreau persoane ca să nu facă vă răspunde sau nu trebuie să facem o calificare de potrivă, având în vedere, potrivă de direcție. Care este părerea dumneavoastră? Părerea mea este că fiecare instituție publică să-și îndeplinească atribuțiile ieșind în specific sau domeniu în care apelează. Deoarece nu poate nici Ministerul Afacerilor Interne, nici Centrul Național Anticorupție să constate că au fost încălcate careva simpluri cum erau de vreme sau careva reguli în rândul efectuarea construcțiilor. Bineînțeles că nu trebuie nici sub o formă de așteptat până să survină vreun deces, vreo hătămare gravă și așa mai departe. Dar în situația dată ar fi aplicabile norme speciale. Nu numai neglijanța. Nu numai neglijanța. În primul și în primul rând apare întrebarea cu Agenția de Supraveghere Tehnică. Și la moment când am început lucrările de construcție și până am ajuns la etapă nouă construcție, nimeni nu a întreprins nimic și nu a supravegheat calitatea în construcție. Dar asta este iarăși altă întrebare, ca să ne revenim la prima. Fiecare ar trebui să se ocupe de domeniul care este încredințat, unul la moment doi. În situația în care agenția de supraveghere tehnică constată abateri atât de grave, dar cu pericol viața și sănătatea persoanelor, deci primul lucru care trebuie să fac, să adresez în instanță și să obțin demorare, dacă eu prezint pericol. Nu? Eu v-am spus vizionerea. Fiecare trebuie să ocupe cu și trebuie să ocupe. Vă mulțumesc. Dacă dumneavoastră aveți altă poziție, puteți voi expuneți. De ce nu? Asta e discuție publică. Avem aici un component de vorbire. Avem un component din neglijanță sau atât. În propria convențională de DMA este o normă specială, articolul 257, în care de la exertare în calitate la construcție, la mai multe alinea. În acel articol nu se menționează nimic de interese. Vorbește despre daune, materiale respectiv, de ce asta mai gravă din experiență? Dacă angajatul ASD-ului sau altului organ abilitat prin lege controlul în construcții va face parte din domeniul public și va avea loc așa un caz. Și în situația în care și aici am propus noi ca să introducem ca producind hătămările medii de ce sunt unei persoane, a două persoane, la două persoane, eu mă gândesc că ar fi aplicată. Dar nu s-a mântat. Da, vă mulțumim. Cine vrea să mai expui? Vă rog, vă rog, subiectul care e foarte interesant. Păi asta și se ocupă de discuții. Fără mult mă gândeam la, iată, manifestarea nu vreau să zic 329, dar neglijenții ca atare în domeniul construcțiilor. Se regăsește pretutinde. Dar iată, în cadrare, în tiparul legii, fapt, suscită analiza tuturor întrejurărilor. Deci e foarte important. Așa cum ați dat procurat, ați putea prinde și ideea asta, în vedere de ce rezolvire e urmă. Dar e foarte interesant, că și domnul statea de dreptate. Este o normă specială, deci și aici trebuie să raportăm faptele reale la norma specială, în domeniul construcțiilor și atât de tot. Deci. Dar una, că societățile care ridică clădiri și așa mai departe, sunt comerciale. Sunt comerciale. Și aici, iată ideea asta că dumneavoastră, o persoană care gestionează o organizație comercială, ei nu sunt funcționari, dar după norme, după standarde. Și aici agenția are o povară foarte mare de lucrare. Dar e foarte interesant. Eu am dat ce mai deveni succes în continuare. Deci, și dezvoltarea, vedeți cât e subiectul ăla în continuare. Deci, da, vă mulțumesc, domnul profesor Cușneri. Poftim în cine vrea să expuie. Eu cred că e relativ să și problema neglijenței serviciului sectorului privat. Da. Da, exact. Faptul
fapt, ideea asta merită acum, adică una de la ta. Dar nu, dar prânșele, uitați-vă, prânșele, deci, asta e ce vreau să vă... Eu aflat la normele speciale, dar nu există la normele, cadrul general. Da. Există în sectorul. În perioada când munceam eu, știți cum, altfel spunea problema. Era, deci, în general, caracterul general al lumelor denotă că societatea e la un nivel, la un nivel înalt de dezvoltare. Ori aplicarea normelor condițiilor în general întâlnim dificultăți. Deci e că interpretarea e foarte extinsă și aplicarea e neuniformă. Și aici e toată problema noastră. L-ați exprimat un profesor Cușnir atunci când eu munceam. Acum ce nu munceați, vă urgiți? Nu. Nu contează deci, faptul că nu ai sfârșit ce sau ești nevinovat. Contează faptul că ai fost stabilit de organe, deci nu mai țin minte exact. Bunul celuiec, să te am sigur la ei. Și în fapt și asta... De ce s-a luat levul? Nu s-a luat. Numai că atunci altfel era mai puțin aparte de la cadrul de cap. Nu și-a spus din libertatea să respecta. Cine vrea să mă expui, poftim? Vă mulțumesc, stimați colegi. Consider că destul de amplu s-a discutat teza și rog membrii comisiei de doctorat să rămâi aici, vă rog, în sală pentru a examina rezoluția de evaluare a tezei doctorat și a exprima decizia prin vot. Onorată asistență, dați-mi voie să aduc la cunoștință rezultatele votării la ședința de astăzi ai comisiei de doctorat. Membrii comisiei doctorat au votat unanimitate pro 5 din 5 prezenți pentru conferirea domnului Adrian Popenco a titlului științific de doctor în drept la specialitatea 554.01 drept penal și excepțional penal. 2. Atribuirea calificativului foarte bine tezei de doctorat elaborate de domnul Adrian Popenco în conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire a calificativelor, tezelor de doctorat aprobat de Minister de MEC, ordinul numărul 514 din 5 decembrie 2017. Conform punctului 18 din procedura operațională de depunere și susținere publică a tezei de doctorat, aprobată pe 26 septembrie 2018 de Consiliul Științific al Universității de Stat din Moldova, proces verbal numărul 1, în temeiul tabelului generalizator, membrii comisiei au acordat punctajul 3 întreg și 4. Deci, data trecută, domn profesor Cușnir a spus să lămuresc ce e aceasta punctajul 3 întreg și 4. 3 întreg și 4, asta înseamnă că dumnealui a fost atribuit calificativul foarte bine. Stimați colegi, permiteți-mi să-l felicit deja pe proaspătul doctor domnul Popenco, să-i doresc succese. Tot ceea ce dumneavoastră ați elaborat în conținutul tezei, asta și sensul la un practician, să fie deja aplicate în realitate, da? În acele ordonanțe, în acele hotărâri, în acele rechizitorii, că colegul dumneavoastră de la instituția respectivă, vedeți că nu cam prea era de acord. Deseori se primește în instituții de stat diferite, sunt poziții, opinii diferite. Totuși asta rămâne la discreția dumneavoastră. La fel, permiteți-mi să o felicit pe proaspăta, da? Tânăra, stimata noastră colegă, pe conducătoarea Adriana Ieșanu, cum data trecută a fost domnul Vlad Mane, primul doctorand, așa și la Adriana e tot primul, domnul Popenco, s-ar mărea că s-a chinuit, s-a stăruit, deci eu nu înțeleg, deși ei nu mă ascultă să studieze, să lucreze cu mine așa cum vreau eu ca tutor. Zic, Adriana, asta este realitatea. Felicitări și așa înainte. Și să nu vă opriți la acesta. Eu doresc cumva timp de vreo 5 ani să aveți vreo 25, așa. 5 în fiecare an, maca. Felicitări, poftim, cuvântul se oferă. Poftim de asta, da. Conducătorul. Stimate domn președinte, stimate comisie de doctorat, vă mulțumesc foarte mult, în primul rând, pentru efort titanic depus pentru studierea tezei, pentru referatele de analiză care le-ați dat în termen. De asemenea, vreau să felicit doctorandul și aici a fost o remarcă din partea domnului profesor Cușnir.
având în vedere că nu este publicată monografia, s-a făcut intenționat această emisiune. De ce? Fiindcă am fost foarte atentă la deci, acele sugestii a dumneavoastră chiar și în ședința preliminară a susținerii și nu pot să omit managementul defectuos pe care dumneavoastră l-ați reținut, da? Și acest management defectuos care cumva corespunde neglijenței în serviciu va fi tratat în monografie, deja se lucrează la acest aspect și toate celelalte probleme care au fost ridicate astăzi își vor găsi oglindire în această monografie. Sperăm că o să fie publicat peste hotarele Republicii Moldova, de aceea un exemplar vă asigur că veți avea fiecare dintre membrii Comisiei de Doctorat. Vă mulțumesc foarte mult pentru, încă o dată, pentru efort și să ne întâlnim într-o asemenea componență foarte frumoasă, științifică, cu aceleași rezultate. Eu sper că aceste rezultate științifice de astăzi, cum zice domnul președinte, vor fi reflectate și nu vor fi iluzori. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult, doamna Adriana. Deci, cuvânt de încheiere îi oferim domnului Popiencu. Poftim, domnul Popiencu. Domnule președinte, dragă asistență, vreau să vă mulțumesc pentru, în primul rând, pentru atenția care ați acordat-o pe care l-am depus împreună cu conducătorul științific. Sunt foarte succinct și la fel. Promit să nu mă opresc pe aici, mai ales în situația în care sugestiile care le-am primit astăzi din partea dumneavoastră sunt unele benefice și am să-mi depun străduința și efort pentru a continua. Vă mulțumesc foarte frumos. Da, vă mulțumim, domnul Popiencu. Sperăm că viitor, deja după ce veți obține titlul de doctor în drept, veți fi invitat în instituția noastră la Facultatea de Drept a Universității de Stat și în calitate de președinte a Comisiei de Evaluare a Tezelor de Master și în calitate de președinte a Comisiilor de Susținere a Tezelor de Master. Deci legătura nu am super dumneavoastră, vă promitem. Stimați membri ai Comisiei de Doctorat, stimați colegi și cei prezenți în sală, înainte de a considera ședința noastră de astăzi închisă, eu vă mulțumesc tuturor, dorindu-vă toate cele bune, puteri pentru a fi prezenți la următoarele teze de susținere a tezelor, deci a tezelor de doctorat și la elaborarea concepțiilor pentru viitoarele articole științifice.